Bună! Bine ai revenit pe canalul Informate. Așa cum ți-am promis, vom continua rezolvarea problemelor de la ev simularea evaluării naționale de la clasa 8. În video trecut ți-am arătat cum se rezolvă primele trei probleme de la subiectul 2 roman, spre ca înțeles, iar acum vom continua cu problemele 4, 5 și 6. Așadar, să trecem la treabă. La problema 4, enunțul este următorul. În figura alăturată er este reprezentat rombul ABCD. Punctele E, F, G, H sunt mijloacele segmentelor AB, BC, CD, respectiv AD. Ne cere să calculăm raportul dintre aria patulaterului EFGH și aria rombului ABCD. Raportul reprezintă fracția dintre cele două arii, aria patulaterului EFGH și aria rombului ABCD. Amintim formulele: aria Patrulaterului EFGH este lățime înmulțit cu lungime. Vom înlocui și vom scrie o latură HE înmulțit cu EF. Reamintim și aria rombului ABCD este uh, produsul dintre cele două diagonale împărțit la 2. Așadar vom scrie AC înmulțit cu BD totul supra 2. Și uh, urmează să demonstrăm uh, care este raportul dintre cele două arii. Vom lua triunghiul DAC, acesta de sus DAC. Și știm că HA este congruent cu HD, H fiind mijlocul segmentului AD. De asemenea, G este mijlocul segmentului DC, ceea ce înseamnă că DG este congruent cu CG. Din acestea rezultă că HG este linie mijlocie în triunghiul DAC rezultă că HG este jumătate din AC. HG este egal AC supra 2. Și rezultă că AC este 2 ori HG. Vom lua următorul triunghi ABD. Și de aceeași manieră vom demonstra că HE este linie mijlocie. Cum E este mijlocul segmentului AB, atunci AE este congruent cu EB. H este mijlocul segmentului AD, rezultă că HE este linie mijlocie și este jumătate din uh, segmentul diagonala BD. HE este egal BD supra 2. Rezultă că BD este egal cu 2 înmulțit cu HE. În acest moment nu ne rămâne decât să înlocuim în uh, formula ariei rombului. Aria lui ABCD este egală cu AC ori BD supra 2. În loc de AC vom scrie 2 ori HG, iar în loc de BD vom scrie 2 ori HE. Totul supra 2. Prin simplificarea numitorului cu un 2 de la numărător, vom obține aria lui ABCD este egal cu 2 ori HG ori HE. Cum HG este congruent cu EF și HE congruent cu GF, înlocuim în raportul pe care trebuie să-l aflăm Aria patrulaterului EFGH supra ABCD este egal HE ori EF totul supra 2 ori HG ori HE Putem simplifica pe HE cu HE și EF cu HG, deoarece sunt congruente, și obținem raportul de 1 supra 2. Ceea ce înseamnă că varianta corectă este B. Mergem mai departe. Problema 5 are următorul enunț. În figura alăturată, punctele distincte ABCD, sunt situate pe cerc, astfel încât AB, BC, CD, AD sunt congruente. Dacă AC este egal 12 cm, atunci lungimea cercului este egală cu. Trebuie să aflăm lungimea cercului. Datorită faptului că avem patru arce congruente AB congruent cu BC congruent cu CD congruent cu AD, putem să aflăm valoarea lor. Scriind raportul, raportul de 360 de grade cât este măsura cercului, lungimea unui cerc, supra 4 și este egal 90 de grade. Dar AB plus BC, a, dacă adunăm două astfel de arce congruente, este egal cu 180 de grade. 90 plus 90 egal 180 de grade. Asta înseamnă că AC reprezintă diametru, este uh, jumătate din, din uh, cerc. Dacă este diametru, putem scrie că AC este egal 2 ori raza. Pe AC îl cunoaștem din ipoteză egal 12 cm, asta înseamnă că raza noastră este 12 împărțit la 2 egal 6 cm. Formula lungimii cercului este 2 pi r. Nu ne rămâne decât să înlocuim valoarea razei și este egal 2 ori 6 ori pi egal 12 pi centimetri. Răspunsul corect fiind varianta D. Mergem mai departe la ultimul exercițiu de la subiectul 2 roman care spune în felul următor. În figura alăturată este reprezentat cubul ABCD A prim B prim C D Măsura unghiului dreptelor B C prim și D C este egală cu. Așadar, dacă ABCD a B prim, C D este cub. A'B B este paralel cu D C. Asta înseamnă că măsura dintre unghiul cerut B, C prim și D C este egală cu măsura dintre A B, și B C prim. Dacă ne uităm la cele trei fețe ale cubului la pătratele, A, B, B A prim, B, C prim B prim și A prim B prim C D care sunt congruente observăm că și diagonalele lor A prim B B C prim și A prim C prim sunt congruente și sunt egale cu latură radical din 2. Deoarece acestea sunt niște triunghiuri congruente. Și dacă și diagonalele sunt congruente, diagonalele care formează în interiorul cubului un triunghi a B C acest triunghi este echilateral. Asta înseamnă că măsura unghiului a B C este egală cu 60 de grade, măsura tuturor unghiurilor într-un triunghi echilateral. Și am aflat uh, varianta corectă, C mic egal 60 de grade. În această manieră am finalizat și toate problemele subiectului 2 roman de la simularea evaluării naționale clasa A8 a 8. Eu sper că ai înțeles, mă bucur că ai urmărit. Aștept întrebările tale în comentarii. Și nu uita să te abonezi și să activezi notificările, deoarece urmează să rezolvăm integral uh, subiectele de examen Continuăm cu varianta cu subiectul 3 roman. Îți doresc succes la teme și pa! pa!